Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare. Ia să-mi iau eu baghetuța. O etalare la alegere despre ce impact aveți, ați avut până în această oră asupra lor. Niște oameni din viața voastră. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Câteva cărți am luat. Dacă nu mă lungesc cu vorba, sper să mai iau măcar dintr-unul din cele două seturi de cărți în fața voastră. Haideți să vedeți. Vedeți ce am propus. Numărul 1, acest inel. Așa. Îl vedeți? Ce o să pun pe alb? Se vede cât de cât clar? Nu se vede clar. Cu albinuță și cu înfagure. Tot încerc să... A, așa. Da, un fagure și o albinuță. Okay. Această brățară, dar nu mai știu din ce este. Nu e chiar alb. Criolit. Voi fi zis bine? Criolit? Parcă ceva de genul ăsta. Așa. Și acest medalion, numărul 3. Acest medalion. Da. Așa. Așa. Mai că nu pot. Dacă iau, se văd cărțile. Stați așa. Cum să vedeți. Dar tot se vede. În fine, încercați să vă uitați la medalionul la cărți. Așa, mă, iubi. Ok. Vă puneți pauză și vă gândiți, vă alegeți. Ce simțiți, ce credeți că rezonează pentru persoana cu care aveți, ați avut de-a face. Eu îmi pun setul de cărți deoparte. Și... încep să vorbesc, să desfășor setul de cărți. Numărul 1. Înainte de a desfășura setul de cărți, ați ales acest inel, care pentru mine înseamnă, ține, știți că voi știți mai bine, eu am inele, dar în general inelul acela foarte special este purtat în căsnicie. Poate că le-ați influențat felul în care văd căsătoria. Le-ați influențat căsătoria în cazul în care sunt căsătoriți. Le-ați influențat felul în care văd căsătoria. Independent sau nu. Pentru că inelul în sine reprezintă legământ, pentru că inelul reprezintă unul din inelele lui Saturn, i-ați influențat în chestiuni care țin de legăminte, de șase. În viața de zi cu zi, interesant, că e casa a șasea, și în relația, șase ținești de îndrăgostiți, în relația de dragoste, de prietenie, colaborările pe care urmează să le aibă. Probabil că nu erau echilibrate. Interesant, această hexagramă nu este completă. Mai sunt faguri care lipsesc. Asta înseamnă că ceva a lipsit în relația voastră. Probabil, iar șase, mă duce cu gândul la șase de cupe, șase de, moment, de monede la reciprocitate. La reciprocitate, posibil, da, acum am dat seama, unul, mai degrabă voi bănuiesc, dar variază, poate să fie și invers. Unul a dat mai mult, celălalt prea puțin. Prea puțin, aproape deloc, nu că prea puțin, aproape deloc. Și cum i-ați mai influențat, albina pentru mine înseamnă alchimie. Pentru că din polen muncește, transformă și vine cu acea delicatesă, mierea, pe care nimeni, nici omul cât a încercat să o facă, nu, nimeni pe pământul ăsta nu reușește să facă asemenea combinație atât de dulce și de sănătoasă. Sunt probabil pe cale să se transforme mai devreme sau mai târziu oamenii ăștia. Mai devreme sau mai târziu sunt pe care să se vor transforma, clar. Hai să vedem ce impact. 4 de monede. 4 de monede pentru mine, tot 4, casa. A patra. Casa în care stau. Poate să fie și casa părintească, poate să fie și relația pe care o au cu cineva. O relație de lungă durată,
inclusiv relația voastră. Dar în cazul în care nu mai vorbiți, vorbim de un impact care răsună, reverberează. Da? Pentru mine, patru de monede reprezintă relațiile karmice, în care unul din cei doi măcar ține foarte mult de ce ține, din motive tradiționale și din motive financiare. Da? Însă, relațiile nu țin doar de așa ceva, relațiile țin și de dragoste, și de coparticipare, și de dulceață, și de munca zilnică împreună la acea relație. Interesant, cu șase în viața de zi cu zi și în casa muncii, poate v-ați întâlni la locul de muncă al unuia dintre voi. Al unuia. Măi, se vede. Trebuie să pun? Nu, parcă n-aș pune. Ha? Hai să vedem așa, dar nu. Cum i-ați impactat? Interesant, transformare. Moarte, 13, moarte și renaștere. Alchimia ține de transformare. Însă alchimia transformă zilnic prin tot ceea ce face, apropo de casa 6, prin toate lucrurile mici pe care le practică zilnic, ajută la o transformare, care ar fi cuvântul, conștientă. De ceea ce vrei să devii sau ceea ce vrei să faci. Da? Însă, asta ținând de alchimie, transformarea este clar între voi. Voi nu mai vorbiți acum. S-au spus niște cuvinte. Unul dintre voi a renăscut mult mai repede, cel cu experiență spirituală. Celălalt, eventual cu Albina, s-a dus într-o altă zonă în care a putut eventual să aducă, să transforme, da, polenul în miere, să transforme, eu știu, ce se vorbește, ce se trăiește într-o relație, să transforme în bine, în frumos, în ceva dulce, pentru că ceva s-a întâmplat între voi. Moarte, moarte și renaștere. Deci unul oricum a plecat înspre o altă poieniță, la modul metaforic și frumos. Repet, și ne-a plecat. Totuși, a plecat. The winner takes it all, aud. The winner takes it all. Cine a plecat conștient, ia totul. Și suferința, și bucuria, și instrumentele de transformare pe care putea să le împărtășească. Însă, acest personaj va fi transformat mai devreme sau mai târziu, mai ales acasă, în relațiile karmice. Și probabil că va învăța ceea ce are reciprocitate. Ia să vedem ce mai apare interesant. Scribul. Așa, și acestea două au apărut. Înțelepciunea și credința. Cred că de la voi au observat înțelepciunea și credința. Am zis că voi, bănuiesc că voi sunteți personajul mai înțelept, mai credincios, da? Și mai evoluat. Și întâlnirea dintre voi i-a chemat la transformare. 10 iar în cheiere de ciclu, dar 10, 13, 14. 13 și. A, nu, 24, pardon. 24. În fine. Ideea este că nu știu ce s-a întâmplat între voi, dar am senzația că nu mai vorbiți și că acest personaj, după tăcerea care s-a pus între voi, a intrat în noaptea întunecată a sufletului, a unei nopți, eventual. Poate că și voi ați trecut prin, dar, repet, persoana credincioasă. Ia, uite că a apărut albinuță. A, nu. Ba da, mi s-a părut că e albinuță, dar în fine, lasă așa mesajul, dacă așa mi s-a părut, așa o fi. Am zis, unul dintre voi are credință, știe că trebuie să meargă încet prin viață ca să acumuleze, să asimileze, să alchimizeze cei 3A, poate A-ul contează, e numele cuiva, cu A, vin mesaje și mesaje. Unul dintre voi a căpătat cu răbdare, cu credință, multă înțelepciune. Și a dorit să o transfere, să o ofere
printr-o relație, printr-o prietenie, printr-o ce-o fi fost plăcută între voi. Celălalt, de-abia acum, începe o călătorie de investigare, de auto-investigare, de autodescoperire. Și de descoperire a înțelepciunii, dincolo de relațiile acelea stabile, fixate pe material, pe karme, pe rezistență, pe încăpățânare, ci nu pe colaborare, ci nu pe lumină, aș spune. Pentru că sunt relații care stau în întuneric și relații care merg înspre lumină și cei doi radiază împreună. Știu, acestea sunt mai rare, dar asta e. La capătul setului de cărți apare Scribul și Heaven and Earth. Scribul, uite, azi, totuși, iar apare albinuța, dacă atunci mi s-a părut, acum este reală. Da. Chestiuni care țin de transformare, de alchimizare. Scribul este semn de aer. Unul dintre voi probabil că a avut marcaj mai puternic în semne de aer sau, chiar dacă ați avut amândoi, unul a manifestat variantele superioare ale acestui simbol, celălalt inferioare. Pentru că semnele de aer pot să fie destul de tăcute, de taciturne, de negative, de bănuitoare, pot să fie multe feluri, dar variantele superioare sunt cei care comunică în adevăr, care văd, observă și comunică în așa fel încât să fie înțeleși și să transforme. Cred că așa ați făcut voi. Dorința voastră de a crea această, de a umple acest spațiu, această relație, dar am senzația că ei n-au făcut nimic sau aproape nimic. În virtutea inerției, obișnuiți eventual cu relații karmice sau obișnuiți să primească sau obișnuiți să se fixeze mai degrabă pe lucruri, apropo de pământ, interesant, pământ și cer, pământ și aer. Fixați prea mult pe aspectele terestre, telurice, și mai puțin pe cele, de azi, varianta negativă a semnelor de aer. Că unele semne de aer se fixează prea mult pe material și uită să comunice. Da, sunt persoane în semne de aer care nu comunică suficient. Și nu trebuie să fii semn de aer ca să comunici, orice semn, orice om trebuie să comunice, că de aia suntem oameni. Și fiind oameni, avem fărâmă, mai mult sau mai puțin unii, de divinitate. Apropo de albinuța asta, care într-adevăr este considerată o entitate, un colectiv divin. Ibiși iarăși cheamă la transformare. Unul dintre voi a știut ce vorbește tot timpul. A avut credință și are în continuare credință. Credința, adică eu cred că voi, chiar dacă nu mai vorbiți, știți că acești oameni se vor transforma. Nu știți exact în ce direcție, pentru că nu mai au asistența voastră. Cât timp aveau asistența voastră, era un pic mai ușor, dar, eu știu, au refuzat-o, ceva s-a întâmplat. Ideea este că show must go on, transformarea continuă. Uite, între bani și putere. Putere pe diferite planuri, de diferite nuanțe, că sunt animale care reprezintă putere. Lup, puterea tonică, calul, libertatea asumată, capricornul, ursul, bufnița. Toate sunt ființe foarte puternice, totemuri puternice, versus banii, contractele. Așadar, am zis, unul a fost foarte înalt în vibrație, celălalt foarte jos. Foarte jos la 4 de monede.
din punctul meu de vedere, 4 de monede, una dintre cele mai jos vibraționale cărți. Ce s-a mai întâmplat? A apărut iar aerul. Și ce a mai apărut? Asul de monede. Și focul. Posibil a fost pasiune la un moment dat între voi. Dar mă cam îndoiesc că ați reușit să creați acest as de monede. Deși dorința cel puțin a voastră a fost. Ei fiind în asul de patru, în patru de monede, as de monede, patru de monede, ei fiind în patru de monede, erau obișnuiți așa, cu acea stabilitate, convenție, confort. Poate că uneori s-ar fi gândit așa să vise, din când în când să iasă din această convenție, poate aveau vise. Nu știu exact. Important e că acest as de monede eu îl simt nemanifestat din cauza lipsei lor de implicare. Interesant este că acest aer îmi sugerează, da, o gândire negativă a lor, care a trebuit transformată, pentru că toate gândurile se transformă în apă și apa este cea care hrănește pământul, apropo de pământ. Cu alte cuvinte, ca să ai stabilitate, sau mai bine zis, în viață nu este suficient să ai stabilitate, ci să manifeste abundența. Asta este diferența între pământ și cer. Cerul, din cer curge apa, ploaia fertilizatoare. Citiți dicționarul de simboluri în cele trei volume. Da? Din cer vin norii, ploaia, gândurile și emoțiile. Și acestea sunt cele care ajută la manifestarea abundenței pe pământ, la creșterea acestei păduri. Dar. Pasiune, sunt convinsă că a fost la un moment dat între ei, între voi, între voi. Însă, foarte multe lucruri, acest personaj de care simt că v-ați separat sau cu care comunicați foarte rar, sau mai bine zis, personajul care este încă în relațiile karmice, că nu știu exact unde sunteți voi, poate sunteți voi în relația karmică sau în stilul acesta confortabil, persoana aceasta are multe de vindecat. Cealaltă deja a vindecat niște subiecte grele și strălucește. Este o stea mare și sunt și steluțe mici. Cu alte cuvinte, unul are multe de vindecat, celălalt a vindecat multe puncte în viața sa și deja învață prin credință, prin înțelepciune, îi învață și pe ceilalți. Și focul în această carte, da, simbolizează pasiunea, dar nu e vorba doar de pasiune carnală, posibil, rămâne de văzut ce apare. Ideea este că această relație chema la ascensiunea celui mai pământean. Cel pământean a fost chemat la ascensiune. Însă la o nouă relație, asul de monede, în alt context, în alte principii de înțelepciune, de credință, de egalitate, de reciprocitate, de alchimie interioară, de comunicare deschisă, sinceră. Dar celălalt, am senzația că, ia uite ce apare. Celălalt a rămas totuși o perioadă cu sentimentul de vină. A rămas muncind în relațiile acelea convenționale, confortabile, karmice și încă în poziția în care să aleagă, o poziție foarte incomodă, să aleagă între munca de zi cu zi, apropo de ce am vorbit mai devreme, și sentimentul de vină pe care va trebui să-l vindece, să-l transforme ca să poată manifesta abundența, pădurea asta despre care am vorbit. E o muncă destul de grea în condițiile în care personajul nu vă mai are alături. Eu așa simt că nu, moartea înseamnă o separare, o tăcere, ceva. Pentru unii. Pentru alții, poate că. Hai să mai vedem ce-o fi, poate. Cât am vorbit. 19 minute.
Uite, magicianul. Rămâne de manifestat ceva. Ia uite, 7 de spade. Și magicianul și 2 de monede. Da, voi ați plecat, doamnelor, spre lumină, spre altceva. Spre altceva, spre pasiuni care vă, nu știu, vă hrănesc imaginația, spre hobby-uri, spre altceva, zări colorate. Ei au rămas în minciunile lor, ei s-au păcălit aici, în acel 4 de monede. Cine a mințit, de fapt, s-a mințit pe sine. Hai să vedem ce impact aveți asupra, ați avut, aveți asupra lor. Ia uite, 5 de spade. Își fac griji, ia uite, vină. Numai dacă s-au amestecat cărțile, vină 7 de spade, minciunile. Minciunile, manipulările versus manifestare. Apropo de variantele superioare și inferioare, vedeți cărțile, e aici aer, da? Ale aerului ca și element astrologic și nu doar astrologic. Coparticipant în această, pe această planetă sau în tot ce se întâmplă pe această planetă, da? Aer, pământ, foc. Mai puțin emoții. Probabil foarte reținute, probabil foarte analizate, probabil sufocate emoțiile în acele energii karmice care trebuiau transformate. Dar clar, acest personaj își face griji, e foarte stresat. De ce s-a întâmplat între voi? Deja 5 de spade marchează un început de shadow work, de călătorie spirituală, interioară, de introspecție. Un început. Până la final mai e cale lungă. Pentru că înțeleptul caută lumina. Seamănă foarte mult cu eremitul, deși e numărul 10. Seamănă foarte mult cu eremitul această carte. Nu vedeți? Aici este personajul, trebuie să-și descopere umanitatea, să-și descopere latura sau natura și natura, da, și natura și latura umană și divină dincolo de tendințele acestea instinctuale pe care relațiile karmice ni le aruncă tot timpul în față, da, ca să le vindecăm, ca să le transformăm. Acest personaj trebuie să învețe să aibă credință, dar lumina este înfelinar și credința îi va purta tot timpul în viață, prin toate încercările. Voi deja aveți, de voi deja transmiteți credință. Probabil că aici a fost și o oarecare cu 5 de spade în tarot pentru mine. Mie îmi sugerează și o oarecare invidie, poate chiar la modul subconștient. Nu... Ceva îi deranja, că voi luminați prea mult și erau într-o viață 4 de monede. În care țineau la bani, la casă, la relații, dar n-aveau cine știe ce. N-aveau cine știe ce. La capătul setului de cărți apare, ia uite, asul de cupe, justiția și soarele. Se va face justiție după ce, după, ia uite, călătoria, ei sunt în plină călătorie, voi v-ați luat bagajele și ați plecat către alte relații frumoase, să începeți altceva și tot ceea ce faceți voi, rămâne să se gândească acest personaj și eventual să învețe. Repet, dar am senzația că e departe, justiția. Probabil că ei au manifestat varianta nedreaptă sau dezechilibrată sau confuză, cum vreți voi, a justiției. Am vorbit, posibil au fost și căsătoriți și ceva s-a întâmplat, mai mult sau mai puțin. Însă, urmează, pentru că este la capătul setului de cărți, urmează acest personaj să se vindece. Să rețină totuși în această transformare, să rețină și emoțiile și cuvintele pe care le-ați transmis și să se echilibreze, să devină corect și să privească la voi. Aici este credință, iar 19, ține de credință, de soare, de bucurie. Să privească la voi cum radiați și să se echilibreze prin puterea exemplului vostru mai degrabă și să se vindece tot așa.
Așa simt. Dacă o mai fi posibilă o nouă etapă în relația, prietenia, ce-o fi între voi, rămâne de văzut. Dar 5 înseamnă schimbare, trebuie să-și schimbe gândurile. Repet, de la gânduri negative la gânduri pozitive. Ia uite aici, o fâșie de lumină. Dar e mai îndepărtare. Oho, cât mai are de călătorit până acolo să se bucure de lumina asta de gânduri. Uite, călătoria aici la acest înțelept. Voi așteptați acolo energetic, eventual, dacă vor ajunge, când vor ajunge. Hai să mai o carte. Regele de spade, iar energie mentală, dar 8 de cupe, voi v-ați și faetonul. Voi ați plecat către adevărul vostru și... Ia uite, magicianul și ce mai era? Și 5 de monede. Și dacă au încercat să vă manipuleze, voi ați știut tot timpul, i-au rămas plângând, ofiliți, să zic, cu pierderi pe multe planuri. Voi vă duceți către adevărul vostru. Voi sunteți, ia uite, magicianul aici, ce frumos, nu magicianul, regele de spade, ce frumos. Și avem aici valetul. Scribul este un soi de valet și tatăl, regele de spade. Cu alte cuvinte, în relația dintre voi nu s-a ajuns la această energie înaltă. Nu s-a ajuns să discutați, să puneți problema unor mari adevăruri, ale unor mari principii de viață, să vă echilibrați chakrele prin cuvânt, prin energie, pe toate cuvinte, toate culorile aici. N-ați ajuns până acolo. A rămas totul la nivel de valet, de care ar fi cuvântul? Incomplet. E o stare de... nesatisfacție. Satisfacția este când este plin acest spațiu. Nu este nici gol, total, dar nu este nici plin. Este o nesatisfacție de care voi ați plecat. Am văzut 8 de cupe, apare iar 8 de cupe. Mergeți către soare, către dreptate, către adevăr, către credința voastră. Regele de spade, varianta sa înaltă, reprezintă credință. Înțelepciune. Hai să vedem încă o carte. În ce fel îi impactați, da. Numărul 1, o dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, 4 de monede. Aici sunt încurcăturile astea karmice. Și voi ați fost, ia uite, bucurie. Valetul de cupe le-ați oferit și emoții, ați învățat cum să construiască relațiile, le-ați arătat că relațiile se construiesc, nu se în relații nu se stă. 4 de monede foarte static. Asul de monede apare de două ori. Ia uite, asul de monede. Dacă se va recrea ceva vreodată, va fi după transformarea lor. Cine știe cât durează. Ideea este că le-ați... Știți ce aud, ce simt? Bine, aud. Aud în minte, nu aud sunete. După ce se vor fi transformat nu știu cât timp, vor avea posibilitatea să înceapă ei ceva nou, o afacere, o prietenie, o relație, după principiile și după toate lucrurile pe care le-au învățat în relație cu voi. Ați înțeles ideea? Nu știu dacă astfel de monede se referă muza la voi, la un început cu voi sau cu altcineva, dar asta face parte din lecția lor.
cu alte cuvinte, vor trebui să renunțe, să schimbe, de fapt, nu să renunțe, să schimbe 4 și cu 1, 5, 5 de monede, chiar dacă vor avea niște pierderi financiare și de altă natură emoțională, să schimbe, să iasă, să transforme această relație karmică și să intre într-o relație cu un nou potențial, dar după transformare și după ce aplică tot ce au auzit, au văzut la voi și au auzit de la voi. Focul acesta este cel sădit de voi, e sămânța sădită de voi, ei cresc acum, cresc cât ori crește și apoi, vedeți, veți trăi și veți vedea, dacă, repet, dacă e cu voi acest as de monede. Însă, important este ca următoarea relație pe care aceștia o vor trăi să fie după alte principii. E circulară, nu mai e pătrat, e circulară. Este în mișcare, e în creștere continuă. Sau va fi, în fine. Asul de monede, de două ori, acum îmi spune altceva. Pentru că am văzut că se simt vinovați. Se simt vinovați că au pierdut. Asul de monede e o valoare, e un potențial de valoare de nedescris, pentru că, uitați, de la asul de monede, de la acest pom, de la acea sămânță, se poate genera o pădure întreagă. Abundență. Nu confort, nu o relație plăcută, stabilă, nu, mai mult decât atât. Conștientizează acum, sau vor conștientiza, am zis, sunt în faza de pretrezire, aș spune, cu 5 de spade, conștientizează, de fapt, valoarea situației prin care ați fost împreună. Casul de monede înseamnă valoare. Și în această de carte e un trunchi de pom, valoare prin naturalețe și prin principiile verzi, ecologice, pe care le-ați adus în relație. Și când vorbesc de eco-friendly și eco, stai cum era, e un termen în engleză. Da. Mă refer la faptul că toate lucrurile pe care le lansați, le-ați lansat, le-ați discutat, le-ați exprimat într-o anumită formă, deși la modul primar, pentru că a trebuit să fiți la nivel de valet în loc să fiți la nivel de rege cu acești oameni. Toate aceste lucruri țineau de un natural, de chestiuni care veneau din inimă. Lucruri despre care ei nu că n-aveau habar. Poate că n-aveau habar, poate că n-au fost învățați, că e o chestiune de casă. Acolo, acasă, conta banul, nu inima, nu natura, nu naturalul, nu... valorile, de fapt, reale. Că banul, de fapt, este o valoare contrafăcută de om. Adevăratele valori sunt altele. Da. A zis, este vinovat în continuare, se simte. Vinovat, stresat, n-a știut ce să aleagă, alegea între muncă și... Un om foarte... Ați avut de-a face cu un om foarte stresat. Acum vinovat și care nu putea să decidă. Da, varianta negativă a semnelor de aer. Cam asta este. Sper că ați descoperit și lucruri noi, dar ați simțit când au apărut informații pe care le intuiați, le știați. Sper. Da? Pentru că și asta este foarte important, să într-o etalare, să primiți și confirmările pe care, de care aveți nevoie, da? De care aveți nevoie. Acum și ca să strâng cărțile.
Urmează să vorbim despre numărul, mamă, 35 deja, numărul 2, cei care ați ales această brățară. Brățara pentru mine în acest moment îmi sugerează zero și lumea. Dar nu cred că ați, nu știu dacă ați consumat vreun ciclu încă sau vreun capitol. Am senzația că totul a rămas în faza zero între voi. Și capitolele s-au desfășurat în voi separat. A, interesant, lumea sugerează și distanță mare între voi. Din cauza acestei distanțe, probabil că lucrurile nu s-au putut așeza într-un anume fel. Dar vedem ce mai înseamnă asta. Ce impact aveți asupra lor? Aș spune că le-a schimbat întreaga lume sau viziunea despre lume. Un impact foarte puternic cu zero și lumea. Zero e nedebunul care riscă. Lumea este personajul care e deasupra tuturor. Cu alte cuvinte, dacă acest personaj la un moment dat risca, avea acțiuni puerile, tinerești, tot ce s-a petrecut după întâlnirea dintre voi, îi va duce către această poziție de lume, deasupra, către o creștere foarte mare, aș spune. Și lumea reprezintă lecțiile învățate ale lui Saturn. Va trece Saturn, care aduce karma. Acest personaj va lua multe, va trăi multe lecții, multe karme, până să se bucure de adevăratul său potențial. Interesant, ce mai simt cu această văță. Și toate sferele astea îmi sugerează lumii. Lumi create și recreate până veți finaliza o etapă foarte mare între voi. Nu știu, vedem. Ia uite, 10 de spade. 10 e tot un ciclu. O mare durere. Stai, mai venise ceva. Așa. Și cavalerul de bâte. Am zis, cavalerul de bâte seamănă un pic cu nebunul. E impulsiv. Mai ales sexual. Dacă e atras de ceva, se duce direct acolo. E guvernat de nevoile sexuale. Special. Dorința de explorare, apropo de lume, de explorare, dar n-ajunge să exploreze prea mult pentru că e pueril în felul său, e imatur. Fixat strict pe atracțiile sexuale, pe impulsurile carnale. Dar totuși are potențial. Aici este fain, la cavalerul de bâte poate să devină un mare cuceritor de luni, da? Sunt atâția... care e ideea? Mie îmi place cavalerul de bâte ca și variantă pozitivă. Cavalerul de bâte poate să ajungă să conducă o bătălie, să câștige un război și să ajungă chiar rege sau ofițer. Și Napoleon, da? Mare om, da? A început printr-o poziție de... Ce-o fi fost el acolo în armată? Cavaler? Sau poate chiar a fost altceva, nu știu. Nu mai țin minte. Acum nu asta vreau să fac istorie. Dar potențialul este mare. Apropo de nebun și lume. Dar pentru asta trebuie să treacă prin furcele caudine. Prin multe, multe suferințe. 10 de spade.
A suferit. Acum, multe din suferințe cred că sunt și autoimpuse. Sunt și autoimaginate, nu știu, sunt, da, sunt imaginate. Și, în primul rând, dezamăgirea că n-ați putut să fiți cu ei. Care chestia? Ah, stai că aveam aici la capătul setului de cărți. Ce mi-a arătat mie? Mai am aici niște cărți puse deoparte. La capătul setului de cărți, da. Aveați 3 de cupe, 3 de spade. Tendiță, da, cavaler de pute te pune 3 de cupe în triunghiuri amoroase sau în situații inițial plăcute, dar care duc la dezamăgiri. 3 de cupe, 3 de spade, da? Ei, dacă, să zic, mușcați la această invitație, la această tentație, riscați voi să aveți 10 de spade. Așa poate că v-au dezamăgit, poate că a existat o notă de tristețe, dar acești oameni au trebuit să învețe să treacă de acea etapă, să aleagă, ce să aleagă, dragii mei, iau ta, judecata, și 10 de cupe și asul de cupe mai era, să învețe să gândească, să discearnă între impulsurile de moment și felul în care își pot folosi vitalitatea, pasiunea, inclusiv sexualitatea, că se poate folosi într-un mod creativ, prin artă, prin, eu știu, în război, da, în sport. Sport. Deci acești oameni trebuie să învețe, aici este unul din, sau una din lecțiile pe care trebuie să le învețe în preajma voastră, impactul pe care îl aveți. Este foarte puternic. La nivel mental, aș spune, emoțional și sexual. În sensul că această sexualitate trebuie redirecționată. Aici ce a mai apărut? Ah, 3 de monede, un soi de ghidare. Da, 3 de monede. Parcă mai apărut 3 de monede, tot la acest personaj la un moment dat. Ah, la capătul setului de cărți, multe chestii. Da, le-am văzut. Aici parcă văzusem. Da, aici erau 3 de monede. Deci se repetă. 3 de monede. Interesant. Puterea. Și regele de foc. Apropo de foc, cavalerul trebuie să ajungă rege. Exact ce am zis mai devreme. Trebuie să învețe să-și folosească aici o bătălie la putere, da? Între latura sa, sau natura sa luminoasă și cea întunecoasă. Dar fiecare, inclusiv natura negativă, are o latură pozitivă. Aici am încercat, e o lucrare de-a mea, aici am încercat să sugerez un soi de yin și yang. Pantera neagră este pe zona de lumină și pantera albă este pe zona de întuneric, da? Chiar dacă e întuneric aici, pantera are potențial strălucitor. Chiar dacă e lumină aici, există o zonă de negativitate, de orgoliu, de mândrie, da? De obsesie. Aici este. Acest personaj trebuie să învețe să construiască orice mișcare, pentru că da, orice mișcare, cavalerul de pute reprezintă mișcare, printre cei mai iuți, cavalerul de pute și de spade. Și trei ține de mișcare, trei ține și de mișcare și de construcție și de creativitate și de comunicare. Orice mișcare, orice cuvânt poate să construiască sau să deconstruiască. Interesant, da? Și acest personaj învață să se lupte cu el, cu ea eventual și să evolueze. Și cred că primește ghidaj divin. Această carte, în aceste de cărți, Osho, reprezintă poate chiar prezența voastră a fost un soi de ghidaj divin în viața lor. Interesant. M-a venit mesajul. Așadar, ce vreau să spun? Că acest personaj trebuie să învețe să fie receptiv și la alte vibrații mult mai înalte, la aspecte care țin de moralitate, dincolo de măștile pe care le-a trăit. Ia, a trăit, da, vedeți cum e? Mască și mască, mască și mască, mască și mască. De politicele pe care le-a promovat, bine, nu mă gândesc la politică, musai, strategii mentale, strategii. 3 de cupe, 3 de spade. Adică ne simțim bine, dar scopul, dar motivele pot să fie ascunse sau neînțelese.
Iar 3, 3 de cupe, 3 de spade, 3, mult 3. Chestiune, multe. 3, 3, 3, 3. Și apare iar 3 de cupe și aici. La capătul setului de cărți. Da, acest per... Ia, și puterea, iar apare de două ori la capătul setului de cărți, 3 de cupe, outsider curaj, care reprezintă puterea, schimbare și soarele. Soarele, regele de cupe. De la cavaler, de la valet, de la ce-o fi fost, energia aceea imatură, sexuală, în primul rând, sexual imatură, care a creat multă suferință și a creat, va crea poate și vouă și altora, dar inclusiv sieși, mult stres mental, sentimentul că este părăsit, că este neînțeles, că este trădat, când de fapt acțiunile sale, cu alte cuvinte, acțiunile sale îi provoacă să se trădeze. Pentru că sunt impulsive, nu sunt stăpânite, nu sunt controlate, nu sunt în putere, nu e în echilibru. Și repet, avem aici puterea de două ori. Este că voi le-ați dat într-un anume fel putere sau le dați impulsul să se reechilibreze, să se reconsidere. Să schimbe, apropo iar Yin și Yang, să schimbe energia și să ajungă la sursa de energie din ei, în primul rând. Din ei. Regele de King of Clubs, da? Regele club, interesant cum vine mesaj. Regele cluburilor, care de fapt era valet, trebuie să ajungă să fie altceva, să fie sursa de inspirație a altora. E o mare diferență. Și acesta trebuie să treacă. A trebuit, nu știu, că poate a fost un refuz între voi, poate a fost un refuz, ce a fost, nu știu ce a fost, de o chestiune care a ținut de comunicare. Și cred că a lor. Da, au fost ok, au vrut să se... Bănuiesc că intențiile originale au fost să ne simțim bine, 3 de cupe, hai să ne simțim bine, să fim prieteni, să ne ținem de mână. Eventual să ne și pupăm, poate să mai facem și altceva, bem o tequila, nu știu cum o fi tequila. Mie îmi place garone. Da, ne ducem la un club, apropo de King of Clubs, da? Și petrecem și pe urmă apar dezamăgirile. Dar cred, nu știu care dintre voi a avut judecată, că apare totuși o judecată și doi de spade. Cineva a blocat. Și dacă ați blocat această propunere și această energie, ați blocat-o pentru că aveți discernământ, judecata. Aveți echilibru, aveți putere. Și aici este voi ați ghidat prin puterea exemplului, aud. Că uneori, da, ok, vrei să te simți, place de cineva, vrei să te simți bine, dar mai gândește-te un pic înainte. Ce faci cu acele gânduri, cu acea atracție? Și cum tratezi omul? Și uite așa, de la dorința de bucurie a ajuns la sentimentul de că eu sunt prea mică, pe mine nu... Mă place exact persoana pe care o iubesc. Uite, tocmai acum când m-am îndrăgostit, nu mă place persoana asta. În rest, toată lumea mă place, dar nu mă place persoana pe care o iubesc. În fine. La un sentiment de abandon, poate experimentat și în alte situații, dar diferența dintre alte situații și situația dintre voi este că chiar dacă sunteți sau nu sunteți împreună, există o energie, am zis, unul este, interesant cum vine ideea, poate energia feminină, da, energia feminină, să fi trecut prin chestiuni similare la un moment dat, sau să-și fi învins natura instinctuală, este leul, da, figură jumate leu, jumate om, să-și fi învins natura instinctuală și să fi crescut într-o poziție în care inspiră, da? Inspiră pe alții, apropo de sursă. Ajunge sursa de inspirație a multora. Și mai ales a lor. A voastră și a lor. Ei, am senzația că energia feminină este cea care inspiră curaj, transformare. Transformare n-am văzut, dar e o notă de schimbare, de abordare de situație. Nu știu, hai să vedem dacă apare și transformarea. Judecata oricum este, repet, felul în care voi gândiți și blocați și aveți așteptări despre relații. 10 de cupe pot să fie idealurile voastre, a celor care judecați mai în echilibru,
scuzați că scârție scaunul, să îi inspire și pe ei la schimbare. Că sunt totuși două energii, una mai mică, una mai mare, una mai evoluată, care are mai puține petale, dar nu contează, împreună, mai, hai, uite, lasă că poți, o să crești, o să ai și tu mai multe petale, o să... Și nu vorbesc musai de succes în plan fizic, public, cât de, știți voi, vibrațional. Succes asupra ta. Aici este marea satisfacție, să ai control asupra ta. Că asta înseamnă puterea. O las așa, că asta totuși e... Uite și... Le las și pe astea totuși. Am simțit nevoia să mai adaug câteva cărți, pentru că asta de la capătul setului de cărți, ca să înțelegem totuși natura transformărilor și impactului. Deci concluzia până acum ar fi că acești oameni au început o călătorie. Ia discernământ între ce cărare alegi, pe ce cărări alegi să mergi. Pe cele în lumină sau pe cele întuneric? Ce aici? 10 cu 7. 17, interesant. 17 în tarot ține de stea. Deci, au multe de vindecat. Am văzut și spade. 10 de spade, 3 de spade, da? 5 de monede, sentimentul de abandon, de nepotrivire, de... Și nu contează cât de mișto e persoana, știți? Până la urmă, sentimentul interior. Că o să vă minunați câți oameni frumoși nu se simt frumoși. O să vă minunați câți oameni inteligenți nu se simt deștepți. Și iar o să vă mirați câți oameni cu bani nu simt că au suficienți bani. Da? Totul e o chestiune de interior. Acum, acest personaj, da. A, interesant, apropo de lume. Călătorește prin lume. Dar... De acum încolo, toate călătorile pe care le va face, nu știu de ce simt cu gândul, sunt uneori și aduc aminte de comunicarea dintre voi, cât de puțină a fost sau multă, acea comunicare, zic comunicare, că e 3, este Mercur. Și apare și cunoaștere, într-o anumită formă. Voi ați avut cunoaștere. Ați intuit, ați simțit că trebuie să discerneți, că trebuie să alegeți corect, că nu trebuie să vă lăsați atrași în acest 3 de cupe, 3 de spade. Ei s-au simțit trădați, neacceptați, neapreciați eventual. Dar știți voi de ce i-ați refuzat? Aici este o... Eu simt că în acest context este vorba de un petrecăreț care, cu regele de clubs, da? Regele cluburilor, așa simt, care este chemat la altceva, la discernământ, la asumare, la vindecarea de niște traume, de niște orgolii, journey. Poate v-ați întâlnit într-o călătorie, unii dintre voi, simt, impactul. Îi face să-și dorească să cunoască mai mult. Cum de voi ați putut înțelege, simți, intui niște chestii și ei nu? Bine. Asta e. Fiecare cu secretele sale. Cu misiunea sa și cu drumul său. Drumul, apropo de journey, drumul său în viață. Deși simt că voi aveți cunoaștere mai multă, dacă știți că aveți cunoaștere mai multă, vedeți că uneori poate să fie etalări și în oglindă. Dar, dacă voi sunteți cei cu cunoaștere mai multă, interesant. Și cu capacitate de vindecare, am senzația că și voi comunicați. Nu știu dacă am zis-o, că e 3-3. Amândoi cred că comunicați într-un anume fel. Pentru că e cartea aceasta cu puterea, da? Amândoi
Puteți comunica împreună, într-o colaborare, trei înseamnă și colaborare, interesante mesaje. Poate că sunt gânduri care le vin, trei, da, ține de Mercur, de gând. Poate că acum se gândește ce frumos ar fi dacă am colaborat vreodată, pentru că persoana aceasta are cunoaștere, eu am, eu știu ce, energie, atractivitate, regele de club, de foc, da? Sexoșenie, nu știu ce. Și probabil că am dat bine împreună în public. Cred că e un gând, apropo, de 3-3, acum îl asimilez lui Mercur. Sau asociez lui Mercur. E un gând. Poate că într-un fel sau altul, nu poate, cred, că încep și să citească anumite lucruri altfel decât ce au citit până acum. Subiecte pe care nu le-au abordat, dar pe care știu că le iubiți voi. Vă interesează pe voi. Dar nu aveți puterea asta de aia. Cred că dacă... Eu cred că voi sunteți. Sper să nu greșesc. A, interesant, aici apare nouă. Da, cel care se simte mai... Deci, regele de club, de cluburi, regele de foc, regele de pute și un personaj care este mai singuratic. Și e singuratic pentru că are un foc interior pe care vrea să-l descopere, să-l înțeleagă prin cunoaștere, ca să-l redirecționeze lumina, e foc, da? Prin altfel de acțiuni. Ce fel de acțiuni, vă întrebați? Dincolo de percepție, de întuneric, de iluzii, este dorința de vindecare. Cunoaștere, vindecare. Ce a mai apărut? A apărut destinul, asul de spade și asul de cupe. Și încă n-am scos cărțile de tarot. Oamenii aceștia vor învăța să aibă înțelepciune, da, aud cuvântul, nu este cuvântul aici, nu este cartea înțelepciunii, este a cunoașterii, a vindecării și a percepției. O să-și folosească, a, interesant, 21, apropo de lume, 21. Și am zis, brățara mi-aduce aminte de lume și apare iar brățară lângă brățară, lume lângă lume lângă lume. Creează ceva, se creează ceva. Prin întâlnirea, nu știu cât a durat întâlnirea dintre voi, dacă... Durează când vom... Nu asta discutăm. Cât impactul. Impactul este... Aș spune interesant cum vine mesajul la nivelul plexului solar. Și solar și la nivelul chakrei a doua. Dacă sper că nu greșesc, că Svadhisthana parcă. Da. Apropo de sexualitate, încredere. Și comunicare. Și probabil și chakra a cincea, Vishuddhi. Percepția acestui personaj este că voi aveți un destin împreună. Opa, destin. Cei doi lucrând. Dar pentru asta și ei trebuie să vină la fel de puternici, ca și voi. Am zis, energia feminină ghidează, inspiră acum. Poate că regele de bâte, energia masculină, repet, strălucește. E foarte pasional, e foarte magnetic. Dar nu știu cât inspiră atât de profund cât energia feminină, că energia feminină pătrunde la nivel celular, mental, aș spune. Pentru că are cunoaștere. Pentru că, repet, își folosește cunoașterea și focul, inclusiv cel sexual, deci foc și chakra a doua, da? Și asul de cupe. Ca să... alchimizeze. E o tentație. A fost o tentație aici. Ei v-au oferit mărul. Voi, ok, l-a spus deoparte. Ce, îl voi analiza la momentul potrivit. Îl voi analiza că am dat, am de citit și am de documentat. Ah, dar e o tentație, zic. Aha. Da, mi-aș fi o invitație.
La ce? Breakfast, dinner, nu știu ce este. Sexy, că mărul asta este invitație sexuală. Dar, da, mulțumesc frumos. O să-l pun deoparte, o să-l analizez. Și între timp, acest personaj a trebuit să treacă prin toate percepțiile sale întuneric. S-a simțit decepționat, trădat, tot el sau ea ce-o fi fost, dar a trebuit să învețe să se vindece. Și cu cât se vindecă, cu atât are sentimentul, să zic, folosesc acest cuvânt sentiment, sau mai bine să zic încrederea, conștiința, nu știu, ceva, încrederea, gândul, asul de spade, gândul. Că voi doi, dacă au curajul să revină într-o formă transformată, voi doi puteți să străluciți amândoi. Aveți un destin interesant, aveți un destin împreună, voi doi. Acum că destinul ține de a vindeca și pe alții împreună sau după ce vă vindecați, oferiți altceva publicului, de orice natură ar fi, iar variază. Dar aveți un destin împreună. Așa gândește și simte asul de spade și asul de cupe. Așa gândește și simte acest personaj. Asta e percepția lor. Dincolo de percepțiile negative, dincolo în spatele acestor negativități prin care au trecut, gânduri negative, cine știe de cât timp, dacă au început să se vindece, sub influența caldă a energiei feminine, a personajului mai matur, mai cunoscător, mai reținut, acest personaj simte. Ia uite cât am vorbit, hai că n-am scos cărțile. Simte că aveți un destin împreună. Că sunt despre destinați, da? 10 și cu cât e aici? Interesant. 16. Interesant. Probabil că destinul vă va readuce împreună la un as. Că sunt doi ași. Într-un mod neașteptat. 16 asocia turnului. Într-un mod neașteptat. La un moment dat. Când consideră divinitatea, sursa, că v-ați vindecat și voi și ei de niște chestiuni în această situație, destinul vă va readuce împreună ca să construiți 3 de monede, să construiți, pentru că sunteți puternici împreună și dați și bine împreună. Nu uitați, dați și bine împreună. Ia să vedem ce impact ați mai avut, aveți în continuare asupra acestui personaj. Deci mental și emoțional, nu uitați, mental foarte puternic și emoțional foarte puternic. Și sexual, aș spune, a apărut sexual sub altă formă, nu a astului de bâte. A cavalerului care trebuie să se lupte cu el, apropo de bătălie, să se lupte cu el, să-și facă curaj și să devină rege. Nu de cluburi, nu, ci sursă de inspirație pentru alții. Și partener pentru această energie feminină care, repet, inspiră și pe alții. Probabil că pentru voi, dacă voi sunteți doamnele, s-au mai bătut alții. Măcar energetic. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Ia uite 3 de spade. Măi, na, ce decepționați au fost, măi. Justiție, astea trebuie să fie corecți, să fie corecți, echilibrați. Am vorbit de yin și yang chiar de la început, da? Să fie echilibrați, să discearnă, să-și controleze impulsurile, emoțiile, gândurile. Karma versus dharma. Interesant, iar justiția în aceste de cărți are numărul 8, ce apare 8 sub forma curajului, a puterii, 8, 8, transformare, casa 8-a. Casa 8-a a morții, a renașterii, n-a apărut moartea, dar apar aceste numere. A vindecării și a sexului, care a început cu cavalerul de bâte. Da. Ia uite. În momentul în care această dezamăgire va fi vindecată, se va putea manifesta în real asul de monede. Ceva. Poate o afacere, poate o relație chiar. Apare regina de monede, marele preot și regina de cupe.
o relație emoțională și stabilă. Interesant. Ar mai fi de luat aici o carte? Iar am vorbit mult, îmi pare rău, dar asta e. Adică nu-mi pare rău. Dacă vi se face somnic, asta îmi pare rău. Vi se face somnic, asta e. Să vedem. Numărul 2. Ce alt impact aveți? Justiția înseamnă discernământ, a apărut justiție și judecată, dar cred că e a voastră și 2 de spade iar, discernământ, alegeri, judecata ține și aceea de transformare și renaștere. Ce carte? Ia uite ce carte a venit! Justiția! Nici nu mai tai! Justiția și soarele. Nici nu mai tai! Interesant. Și asul de cupe după 4 de spade. Acest personaj trebuie să se vindece. Da. După un refuz. Ori ați refuzat voi, ori nu știu ce se întâmplă. Da, ei au vrut asul de băte. Ei au vrut să vă ofere asul lor de băte. Înțelegeți voi? Băta lor. Da. Era o chestie confuză. Erau niște... Poate era noapte. În fine. Am senzația că unul dintre voi a refuzat oferta. Celălalt trebuie să stea să se vindece. Și vindecându-se descopere că de fapt iubește. Nu e, nu, de fapt, da, interesant cum vine mesajul. Cu cât se va vindeca acest personaj, va înțelege că atracția care a fost inițial față de voi nu era pur fizică, era de fapt dragoste. Dar a simțit-o fizic pentru că așa era obișnuit să... Bine, poate să fie și la feminin, în fine. Interesant, apare justiția și soarele. Justiția de 2 ori. Da, trebuie să învețe să fie în putere, în echilibru. Că și puterea ține de un anume tip de echilibru, da? Să-și folosească cuvântul 3 corect. Nu în excese. Ba, acum vesel, acum supărați. Acum suntem prieteni, pe urmă ne dușmănim. Că dacă n-ai făcut ce-am vrut eu sau că nu ai reacționat cum am vrut eu, gata, te dușmănesc. Poate și bărfesc. Hai, zicem, bărfesc ei, nu eu. Asta este. Între umbră și lumină. Și iar, energia feminină vibrează la cote înalte. Se încarcă direct de la sursă. Și ei trebuie să învețe același lucru. Nu se încarce doar prin aventuri sexuale. Probabil ei așa considerau. Cam atât. Sper că v-a plăcut. O să mai fac, dar deja ia, se face târziu. Ei considerau că se încărcau prin aventurile astea sexuale pe care le aveau și pe care la un moment dat le-am dorit cu voi, bănuiesc. Repet, nu uitați că energiile pot fi inversate, dar trebuie să fiți atenți. Trebuie să fiți atenți. Dacă simțiți că s-au inversat energiile, căutați alt număr. Încercați alt număr, că poate n-ați ales corect. Știți? Acușică. Lasă cu un setul de cărți. Strâng cărțile. Și... Hai să vedem. Ce impact aveți? Numărul 3. Cei care ați ales acest medalion. Kiss me deadly. Un sărut mortal, fatal. Ia mă, stai frumos. Sau îmbrățișare. Da, asta până odată ce... Interesant ce vine mesajul. Poate că v-ați sărutat și ați simțit că acest sărut vă transformă. Interesant. Poate v-ați îmbrățișat și ați simțit că nu mai vreți să vă dați drumul. Interesant. Și asta. Simțit că nu mai vreți să vă dați drumul. Nu știu dacă ați avut un contact sexual, dar dacă este, va fi și acela transformator. Însă, sărut, îmbrățișare, ce-o fi fost, s-a dorit, cred că amândoi ați dorit să nu se mai termine. Să nu se mai termine nici sărutul, nici îmbrățișarea. Și să vedem impactul. Impactul. 6 de bute. Dorința de a cuceri, de a avea victorie.
Băte înseamnă foc. Atât de foc încât vă consumați unul pe altul. Dar nu e vorba doar de asta, e vorba că ce impact are această îmbrățișare, acest sărut, poate chiar și contact sexual asupra lor. Își doresc să fie victorioși față de voi, bănuiesc. Bine și în general, dar în mod special față de voi. Să vă cucerească. Probabil că s-a întâmplat, ia uite, probabil că s-a întâmplat înainte să vă cucerească. Da. Mai e ceva pe aici? Ia uite, fighting. Fighting, un soi de cavalerul de spade, și ăla e iute. La numărul 2 a fost cavalerul de băte. Ăsta e și mai iute decât cavalerul de băte. Pare foarte gelos personajul ăsta. Foarte gelos. Pare un personaj cu mască. Cu mască, cu mască, măi, mai rău. Cu armură. Dar interesant că și-a dat măcar un pic armura jos. Cât să vă vadă mai bine, cât, aș spune cât să vadă. Să înțeleagă mai bine. Ce se întâmplă cu voi? Probabil că la un moment dat v-ați îmbrățișat, v-ați sărutat, acum vă certați ce se întâmplă. Sau acestea sunt energiile geloase din jur? Vedem, vedem. Dar acest personaj vrea să se lupte. Nu știu dacă cu voi. Cu voi cred că vrea să se, să, pe voi vrea să vă cucerească, dar probabil că trebuie să se lupte cu ceilalți care, da, nu, nu sunteți voi aici. Nu, aici este o ceață. Sunt alte personaje care nu mai sunt importante. Dar cu care s-au certat în trecut și probabil că au de reglat niște conturi. Mamă, de ce armură are acest personaj? Ce supărat e! Fighting! A, interesant, ați luat un cuplu